amendamente au depus consilierii USR la bugetul Comunei Florești? Am depus anul acesta 6 amendamente pentru că considerăm că cele 6 amendamente acoperă o sferă largă a nevoilor comunității. Avem amendamente pe zona de transport, avem amendamente pe zona de sănătate, avem amendamente pe zona de învățământ și pe zona de infrastructură stradală. La ce anume se referă aceste amendamente? Avem un centru de permanență. Ne dorim în Florești un centru de permanență. Credem că este o mare nevoie a unui centru de permanență medicală în Florești. Tocmai am primit cifra de 53 de milioane aproape de locuitori oficial după ultimul recensământ. Foarte mulți copii. Și trebuie să știm că la momentul acesta noi nu avem un centru de permanență 24 de ore în Florești, unde pentru orice afecțiune, o mamă și un copil poate să meargă în Florești. Toți acești oameni se deplasează la Cluj pentru orice fel de afecțiune sau urgență. Ne dorim un centru de permanență, cred că este mare nevoie de el. Apoi, USR a avut încă de anul trecut o inițiativă pe care am numit-o Trotoarele Floreștilor, Floreștiului, mă scuzați, în care am vrut să arătăm o parte din haosul imobiliar dezvoltat în ultimii ani și am punctat niște străzi, doar câteva dintre ele care ne s-au părut nouă importante și care într-adevăr sunt într-o zonă deficitară din punct de vedere a trotuarelor. Există străzi în care pe porțiuni de drum mari de fapt nu există trotuare sau sunt trotuare de 50 de centimetri cu tot cu bordură, unde oamenii floreștenii practic circulă pe carosabil printre mașini și își pun viața în pericol în orice moment. Aș vrea să enumerez câteva străzi, cum ar fi Florilor, Teilor, Urșagului, Valea Gârbăului, Răzoare, Profesor Ioan Rus. Profesor Ioan Rus are o porțiune în care practic nu există trotuar și care oamenii circulă pe drum. Florilor, foarte important. Subcetate, Cătanelor, nu mai vorbim de Sâmbtoarea Tera, care am mediatizat-o și toată lumea vorbește despre ea și încă nu s-a făcut nimic. Acolo parcă sunt ceva povești de expropiere la momentul acesta. Urșagului, la fel, are porțiuni în care nu există trotuare. Practic, ce ne dorim noi? Suntem conștienți că nu se pot face într-un an. Suntem conștienți poate că nu se pot face într-un mandat. Însă dorim să vedem voința politică a administrației actuale că se începe de undeva. Că arătăm floreștenilor că începem să facem ceva. Ați vorbit și de o școală, de un complex educațional. Pe zona de un complex educațional am cerut, practic, în amendament și un complex educațional. De ce? Pentru că considerăm că la momentul acesta Floreștiul este subdimensionat din perspectiva învățământului, subdimensionat din perspectiva ofertei de învățământ. Sunt foarte mulți copii care vedem dimineața în stațiile de autobuz de pe strada Vramiancu, în care stau în frig și merg la școală în Cluj să învețe și să studieze. Avem o nevoie masivă de școli în Florești. La 52.000 neoficiali și noi credem că oficial și noi credem că neoficial suntem peste 70.000, o populație tânără are Floreștiul cu foarte mulți copii. Am avea mare nevoie de un asemenea complex educațional care începe de la creșă până la școli. Avem un singur liceu în Florești. Acel singur liceu nu ajunge. Da? Deci asta ne dorim în zona de, cu acest complex educațional, să oferim copiilor floreștenilor posibilitatea să învețe în Florești, să nu mai piardă ore întregi pe trafic. Cu acest lucru indirect se va limita și traficul, bineînțeles. Deci, practic, există în toate proiectele noastre aproape există o interfață și cu alte nevoi, cum ar fi și acesta cu traficul.